Ați început să strângeți semnături pentru moțiune. Câte semnături aveți strânse până acum? Erau vreo 115 semnături. Cu alte cuvinte, suficiente pentru a depune moțiune. În 30 de ani au fost 3 asumări. 3 sau 4 asumări. În 60 de zile, 6. Și mai urmează, se pare, dacă dumneavoastră nu considerați că acesta este un abuz, asta este. Înseamnă că asta este democrația. Aveți încredere că toți parlamentarii PSD vor vota această moțiune de cenzură pe care o va depune partidul? Vor respecta decizia luată la nivelul Eu cred că suntem oameni serioși. Ne ținem de treabă. Și cred, de asemenea, cine a avut de plecat, a plecat.